Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre Rusia și Occident, un alt război de 100 de ani. Informațiile sunt oferite de Daniel Arnaud, un autor francez care locuiește în Rusia, la Sankt Petersburg. Acesta ne-a oferit un studiu destul de aprofundat al situației actuale, plasat într-o perspectivă istorică mai largă, studiu publicat pe site-ul vuedetroit.com. Astăzi vă redau prima parte a textului său. Iată ce scrie Daniel Arnaud. Când pe 24 februarie 2022 forțele militare ruse au trecut granița în Ucraina, mă aflam la Sankt Petersburg. Am împărtășit surpriza și îngrijorarea rușilor. De asemenea, am împărtășit aceleași dificultăți ca și cei dintre ale căror afaceri depindeau de relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia și se făceau în valută străină. Dar în ceea ce mă privea după primele zile de uimire, mi-am amintit de acele multe dimineți din ultimii 20 de ani, când trezindu-mă, descoperind o nouă acțiune ostilă a Statelor Unite împotriva Rusiei, mă întrebam cât de mult va mai dura, când se va uza răbdarea rusă, când va părăsi confruntarea terenul economic și cel al informației pentru cel al câmpului de luptă și când ploaia de sancțiuni a căzut asupra Rusiei, dovada pregătirii îndelungate, condusă de o dorință strategică pe termen lung, cea a Statelor Unite, ieșea în sfârșit la lumină. Câteva săptămâni mai târziu am aterizat în primăvara blândă a Nisei. Îi lăsasem pe ruși într-o atitudine generală de îngrijorare calmă. Ei, a căror viață a fost dată peste cap de conflict, pentru o populație pentru care nicio problemă vitală nu era compromisă, care abia ieri ar fi avut dificultăți să localizeze Ucraina pe hartă, dar care era în pragul isteriei colective. Acolo mi-am dat seama că patria mea de origine și patria mea de adopție au evoluat în timp. Pentru a înțelege, acest lucru mi-a cerut să plasez știrile arzătoare într-un context istoric suficient de lung pentru a-i găsi sens. Așa că am încercat să privesc evenimentele din perspectiva care ar putea fi a istoricilor ce lucrează la vremurile noastre într-un secol sau doi. Și din acest punct de vedere, am găsit ipoteza că asistăm astăzi la încheierea unui război de 100 de ani care ar fi început în 1917. Acest lucru ar putea fi o surpriză, deoarece perioadele de ostilități, de tensie și chiar alianțe s-au succedat în acest secol. Ar fi greșit să spunem că țările care alcătuiesc ceea ce numim acum Occidentul colectiv au luptat cu Rusia timp de 100 de ani. Dar, la fel, războiul de 100 de ani medieval nu este alcătuit din 100 de ani de activitate militară. Există perioade de armistițiu și, de asemenea, inversări ale alianțelor. Ne gândim în special la Comitatul Burgundiei, care este uneori aliat cu regele Franței, alteori cu coroana Angliei. Dacă așadar îl numim războiul de 100 de ani, este pentru că în toată această perioadă, aceeași întrebare este cea care motivează conflictul. Legitimitatea regelui Angliei asupra unei părți din ținuturile franceze. Și această întrebare va fi decisă efectiv abia la sfârșitul acestui război, când coroana Angliei va trebui să renunțe la revendicările sale asupra continentului. Observăm că în timpul acestui război a început să apară un sentiment național proto-francez. Dacă englezii ar fi câștigat, lumea ar fi diferită. Noțiunea de națiune probabil nu ar fi apărut în forma pe care o cunoaștem astăzi. Astfel, pe lângă aspectele dinastice și imperialiste, este complicată de aspecte pe care astăzi le-am calificat drept ideologice. Să ne ferim însă de orice anacronism. Termenii ideologici și imperialiști nu pot fi aplicați evului mediu cu exact sensul pe care îl dăm astăzi. La fel, conflictul care a început în 1914 a fost pur și simplu o problemă de competiție între imperialisme. Dar provoacă revoluția în Rusia, iar apoi devine și un conflict între două viziuni asupra societății, în același timp cu care rămân problemele imperialiste, în special cu privire la accesul la resursele rusești. Începe apoi un secol al XX-lea ușor deplasat în timp, extinzându-se din 1917 până în 2022,
timp în care se pune problema relațiilor cu Europa mai întâi, apoi cu Occidentul, după cel de-al doilea război mondial și instaurarea hegemoniei americane, împreună cu Rusia, va fi problema geopolitică centrală pentru întreg continentul european. Cred că această întrebare condiționează politicile interne și externe ale statelor europene și ale Statelor Unite ale Americii în această perioadă. Dacă sfârșitul conflictului din Ucraina marchează rezolvarea acestuia, atunci analogia cu războiul medieval de 100 de ani se va dovedi a fi relevantă. Ipoteza este așadar că, peste 100 de ani, istoricii care studiază istoria secolului 21 vor vedea, cel puțin pentru unii, un război de 100 de ani care se extinde din 1914 până în 2022, opunându-se setului de puteri industriale tradiționale din Rusia. Prin puteri industriale tradiționale, mă refer la puterile unei ere occidentale în sens larg, anglosfera, Europa de vest și Japonia. Ele se caracterizează prin faptul că și-au făcut revoluția industrială pe baza unei privatizări din ce în ce mai profunde a mijloacelor de producție, ceea ce numim de obicei calea capitalistă. Le vom opune puterilor industriale de mai târziu, care au ales calea colectivizării mijloacelor de producție, cea a comunismului. Noi știm, în special datorită lucrării lui Emmanuel Todd, că această alegere nu este rezultatul întâmplării, ci corespunde valorilor profunde ale societăților care o alcătuiesc, așa cum reiese din structura familiei țărănești. Citez acest fapt pentru a vă aminti că, dacă traiectorii istorice ale unor țări, precum Franța sau Anglia și Rusia, diferă atât de mult, nu este un capriciu al sorții. Putem explica științific legătura dintre structura familiei țărănești, valorile care rezultă din aceasta și calea către industrializarea fiecarei națiuni. Putem vedea că, dacă transformarea industrială are loc mai târziu în Rusia și în China, se datorează faptului că aceste societăți sunt structural mai conservatoare. Și asta este și astăzi adevărat, prin observarea rezistenței societăților ruse și chineze la inovațiile societale din Occident. Cu toate acestea, trebuie să avem grijă să nu confundăm conservatorismul cu o respingere a progresului tehnic. Altfel, nu am înțelege nimic despre creativitatea tehnică a Rusiei și Chinei. Pentru că, în ciuda a ceea ce ar putea spune mass media noastră, trebuie să știți că pentru cei care urmăresc soluțiile tehnice dezvoltate în Rusia din motive profesionale, se vede clar că Rusia este un pas înainte într-un anumit număr de domenii și nu doar în cel al armamentului. Orașul inteligent rusesc, de exemplu, poate face de rușine metropolele occidentale. Cert este că întârzierea istorică a industrializării până în secolul al XX-lea înseamnă că cele mai importante două țări din sfera comunistă au fost, de asemenea, la vremea lor, obiectul încercărilor de colonizare de către puterile occidentale dominante. Pentru China a fost deosebit de brutal, așa cum stau mărturie episoadele triste din cele două războaie ale opiumului. Pentru Rusia știm mai puțin că decolarea sa industrială, târzie, la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, a fost finanțată în esență de capitalul occidental, în special cel francez. Se exportă capitalul, uneltele industriale folosesc tehnici occidentale, Imperiul Rus este și el transformat în colonie, chiar dacă este mai blândă, cu excepția mâinilor mici care, în fabrici, câștigă din toate puterile dividende de la acționarii europeni, desigur. De asemenea, trebuie să ne amintim că, orice am gândi, partidele lor comuniste sunt cele care restaurează suveranitatea acestor țări. Astfel, prin focalizarea înapoi de la scurtul timp al informației la scara timpurilor istorice, apare un lung secol 20 structurat în jurul unui conflict al cărui obiect îmbină două probleme. Prima, economică și imperialistă, implică accesul la resursele și pământurile a ceea ce a fost Imperiul Rus,
apoi Uniunea Sovietică și în final Rusia și toate țările Europei și Asiei Centrale de la sfârșitul Uniunii. A doua problemă, ideologică, dar și economică, se referă la proprietatea asupra mijloacelor de producție în contextul dezvoltării industriale, private sau colective. Este tentant să afirmăm că a doua problemă a rămas secundară din punct de vedere al motivației, dovada fiind oferită de faptul că presiunea asupra Rusiei nu a încetat niciodată după căderea URSS. Dar chiar dacă o putem vedea ca pe un decor care maschează poftele imperialiste, problema ideologică joacă un rol puternic. În primul rând, permite ca aceste consecințe ale conflictului să fie vândute populațiilor care le suferă. Apoi, URSS, propunând un model alternativ de progres spre industrializare, a pus sub semnul întrebării privilegiile elitelor rezultate din capitalism. Nu putem sublinia niciodată suficient modul în care existența URSS a inspirat și a întipărit luptele sociale ale claselor muncitoare din lumea occidentală. În sfârșit, astăzi joacă un rol important în construirea unei identități europene. Vom reveni la acest punct mai târziu. Și apoi, colectivizarea mijloacelor de producție duce efectiv la expulzarea capitalului străin și la restabilirea suveranității. Prin urmare, acest fapt creează o puternică legătură cauzală între cele două aspecte ale conflictului. Nu este loc aici pentru o lungă dezvoltare istorică și trebuie să trimit cititorul, în cazul nostru ascultătorul, la surse istorice care vor fi mult mai riguroase decât orice rezumat pe care l-aș putea face eu. Dar câteva fapte vor fi suficiente, sper, pentru a arăta că această alegere istoriografică, ce presupune ipoteza unui război de 100 de ani, adesea hibrid, dar uneori și fierbinte, dus de Occident împotriva Rusiei, indiferent de forma statutului pe care o are sau o întruchipează, nu este complet fanteziat, ci este înrădăcinat în realitatea istorică. Sfârșitul primului război mondial, fostul Imperiu Rus, este în revoluție, iar războiul civil izbucnește între roșii și albi. Acest război civil este foarte necivil. 14 națiuni trimit forțe expediționare pentru a participa la acest conflict. Și mai interesant, vă ofer aici o listă neexhaustivă a beligeranților neruși. Franța, Polonia, Italia, România, Cehoslovacia, Canada, Australia, Regatul Statele Unite, China, Japonia și, bineînțeles, Statele Unite, fără să uităm Germania. Propun să comparăm această listă cu cea a țărilor care participă în prezent la sancțiuni împotriva Rusiei și care sprijină Ucraina cu provizii și arme. Continuitatea istorică este uluitoare. Putem vedea diferențe precum India, de exemplu. Dar dacă a luptat cu puterile occidentale, a fost ca o colonie britanică. Este destul de remarcabil că India suverană este mai degrabă de partea Chinei și Rusiei, țării cu care relațiile sunt uneori complicate. Sfârșitul celui de-al doilea război mondial. URSS plătește pentru distrugerea mașinii de război naziste cu 26 de milioane de morți și pentru devastarea celei mai bogate și industrializate treimi din teritoriul său, un pai. În schimb, cere la Ialta formarea unui cordon sanitar al statelor la granița sa de vest și că Polonia nu va mai putea servi niciodată drept trambulină pentru Germania să o atace. Obiective de război extraordinar de modeste în comparație cu sacrificiul făcut. Modestie care, cu siguranță, datorează mult conștientizării precise a slăbiciunii URSS după sângerarea pe care tocmai a suferit-o. Statele Unite ale Americii, la rândul lor, iau partea leului, cu toată Europa de vest, care este mult mai mare, mai bogată, mai populată și mai industrializată decât ponderea care revine URSS. URSS care se străduiește să respecte inițial acordurile de la Ialta, prin abandonarea, de exemplu, a comuniștilor greci în mâinile represiunii britanice brutale. Dar Statele Unite ale Americii, răspunsul constă într-un fapt care este de asemenea prost cunoscut în Europa și adesea și în Rusia însăși.
Din 1945, OSS, apoi CIA, a reciclat batalioanele banderiste pentru a conduce un război de gherilă criminal în vestul Ucrainei. Acest mic război, finanțat integral de Statele Unite, va dura până în 1949 și va lăsa în continuare 300.000 de morți, 100.000 pe partea sovietică, 200.000 pe partea ucraineană. Un mod oarecum bărbătesc de a mulțumi URSS pentru că a permis Statelor Unite ale Americii să-și extindă considerabil zona de influență în Europa. Și, de asemenea, încă o dată o continuitate plăcută din moment ce vedem deja că Statele Unite se aliază cu neonaziștii ucraineni, încă neo, pentru a duce un război împotriva Rusiei. Să menționăm și The Great Chessboard de Zbigniew Brzezinski, apărut în 1997, precum și rapoartele RAND Corporation din 2021, adevărate declarații de război hibrid. Este greu de negat că slăbirea și distrugerea Rusiei rămâne un obiectiv esențial al geopoliticii americane și, în consecință, al coloniilor lor europene. Să numim pică o piesă. Astfel, de la Revoluția Rusă, putem vedea relațiile cu URSS drept unul dintre cei mai determinanți factori în traiectoria istorică a Europei de Vest și a Statelor Unite ale Americii. Este această întrebare care se rezolvă astăzi și, prin urmare, ca atare, consider că este legitim să vorbim despre un război de 100 de ani între Rusia și Europa de Vest, făcând, vă reamintesc, pariul din ce în ce mai puțin riscant, având în vedere evenimentele curente, că această problemă va fi rezolvată la finalul conflictului. Am amintit de comunitatea istorică a destinului dintre China și Rusia. Aceste două țări au suferit în trecutul recent încercări de colonizare ale Occidentului triumfător. Acestea au avut loc mai ales în secolul al XIX-lea, apoi în prima jumătate a secolului 20. Să nu uităm totuși lotul de rapel deosebit de brutal care a fost intervenția americană în viața țării și a societății ruse în anii 1990. Aceasta are toate caracteristicile colonizării, cu intervențiile sale grele în viața politică, jefuirea ei de toate resursele și așa mai departe. Astfel, dacă lărgim câmpul de viziune geopolitic, peisajul istoric și politic care se dezvoltă capătă nuanțe îngrijorătoare. Vedem un conflict care se opune unui bloc occidental extins, unui bloc pe care îl vom numi eurasiatic, din lipsa unui termen mai bun, reunind mai întâi Rusia și China și alte țări care sunt apropiate de acesta. De exemplu, Iran, India, țările OCS, Organizația de Cooperare din Shanghai. În afară de țările din blocul occidental extins, celelalte au adoptat o atitudine care variază între neutralitatea binevoitoare față de Rusia și sprijinul direct. Astfel, Rusia și China au în comun faptul că sunt națiuni antice. Vezi cea mai veche dintre toate pentru China. Sunt două mari civilizații care au jucat un rol important în istoria globală, la nivel geopolitic, desigur, al artelor, dar și al tehnologiei. După aceea, în momentul în care Occidentul intră în revoluția industrială, conservatorismul lor împiedică schimbările în ordinea socială necesare dezvoltării noilor moduri de producție și, prin urmare, rămân în urmă. Întârziere pentru care se plătește scump, pentru că se trezesc slăbite, mai ales pe plan militar, și fac, prin urmare, obiectul încercărilor de colonizare descrise anterior. Amândouă, atât China cât și Rusia, se eliberează de aceasta și ajung din urmă luând calea industrializării forțate, mânate de colectivizarea mijloacelor de producție. Acum au ajuns din urmă și au depășit Occidentul într-un număr mare de zone și astăzi se regăsesc din nou într-un conflict imperialist și ideologic cu același Occident. Motivul pentru care trebuie să insistăm asupra acestei perspective istorice arată că apropierea chino-rusă este mult mai puțin circumstanțială decât avem tendința de a crede. Ea are de fapt rădăcinile într-un destin comun față de Occident, ale cărui mize depășesc apartenența la diferite sfere de civilizație.
Apropierea strategică dintre cele două țări este solidă, iar faptul că ele reprezintă o putere de producție considerabilă, susținută de resursele naturale de care Occidentul are nevoie, nu este de bun augur pentru europeni. Și cu atât mai mult cu cât umilințele din trecut alimentează resentimente în rândul populațiilor care oferă sprijin patriotic guvernelor. Acest lucru este valabil mai ales pentru China. Pentru Rusia a fost mai puțin, deoarece colonizarea, fiind doar economică, amintirea unei ocupații străine nu și-a lăsat amprenta în mintea oamenilor, așa cum a făcut-o în China. Dar astăzi, populația rusă este conștientă că trauma anilor 1990 s-a datorat într-adevăr unei colonizări de facto a țărilor. Din această perspectivă, problema conflictului în care este în joc emanciparea unui bloc rus și chinez din încercările de colonizare occidentală, structurează întreaga istoria unui secol al XX-lea care se deschide odată cu primul război mondial și se încheie acum cu conflictul din Ucraina. Întrebarea fundamentală pe plan ideologic a proprietății mijloacelor de producție de ieri a fost înlocuită cu cea a rolului statului în economie. Preponderența economiei asupra politicii occidentale este egalată de rolul statului în economiile Chinei și Rusiei. Am crezut că problema a fost soluționată în 1991. Umanitatea a intrat în vremurile mesianice ale triumfului liberalismului economic, al liberului schimb absolut, războiul a fost înfrânt, iar istoria și-a cunoscut sfârșitul. Desigur, aceasta a fost o amăgire ideologică. Se va observa că ideologia neoconservatoare a generat același fenomen de credință oarbă ca și marxismul la vremea sa. Lumea, departe de a converge și chiar de a se comunica în adorarea valorilor occidentale, a continuat să evolueze și au apărut noi divergențe, generatoare de conflicte de interese. Să ne punem întrebarea, oare diferențele de valori antropologice care au determinat Rusia și China să ia calea colectivizării spre industrializare, să fie aceleași care impun un alt echilibru între puterea politică și cea economică, într-o economie de piață? Dacă acceptăm acest punct de vedere, atunci înțelegem că în China și Rusia, suveranitatea politică și economică se contopesc. Dorind să impună lumii întregi regulile guvernării economice care depășesc puterea politică, Occidentul neagă și amenință identitatea acestor țări. Orbirea lui, ar trebui să spun autismul său cultural, creează așadar condițiile unui conflict și mai profund decât cel care decurge din divergențele de interese geopolitice și economice. Astfel, adoptând această perspectivă mai largă, înțelegem că un conflict în care este în joc rezolvarea unor tensiuni vechi nu poate avea decât o dimensiune globală. Și observăm deja că manevrele diplomatice majore din jurul BRICS sunt mult mai decisive decât ceea ce se întâmplă pe câmpul de luptă. La nivel strict geopolitic, adopt viziunea lui John Mearsheimer. Este deci cel al unui conflict născut din postura imperială americană, motivând o politică de extindere a NATO și de slăbire a Rusiei. Conflict dorit și pregătit de Statele Unite. Poziția lor este, să ne amintim, gândită și definită numeroase lucrări și rapoarte de think tank, și mai bine, strategia de creștere a tensiunii în ultimii ani este descrisă perfect de două rapoarte ale RAND Corporation, datând din 2019. Este descrisă cu atenție izbucnirea conflictului cu Rusia prin Ucraina, precum și riscurile de distrugere pentru Ucraina. Gândirea geopolitică americană justifică acest lucru prin necesitatea de a menține controlul asupra Eurasiei, pentru a preveni ascensiunea unui competitor și, prin urmare, pentru a-și menține hegemonia. Aceasta este o teorie geopolitică și, ca orice teorie, necesită acceptarea premizelor sale, anume, Statele Unite, o putere maritimă, trebuie să mențină controlul asupra masei terestre eurasiatice, pentru că oricine controlează acest continent, controlează lumea. Să nu judecăm aici meritele acestei idei, nici realismul ei.
Să remarcăm totuși că este moștenit de la Imperiul Britanic și a condus la o extindere care nu a fost sustenabilă. Pe de altă parte, din momentul în care premisele sale sunt acceptate și stă la baza gândirii strategice a Statelor Unite, ostilitatea lor față de Rusia este rațională. În schimb, poziția Uniunii Europene este mult diferită. Țările care o alcătuiesc, nu uitați că politica externă rămâne în principiu un privilegiu al statelor membre, au mult de pierdut dacă se enervează pe Rusia. Acest lucru este valabil mai ales pentru Franța și Germania. Cu toate acestea, Angela Merkel a recunoscut că a sabotat acordurile de la Minsk. Totuși, cancelarul german nu reacționează când ultima conductă care i-ar fi putut salva economia este distrusă la ordinele de la Washington. Cât despre Franța, atât de implicată în Rusia încât era înainte de conflict, principala țară străină care furnizează locuri de muncă, a participat și la sabotarea acordurilor de la Minsk, așa cum a recunoscut François Hollande. Ea nu a reacționat când s-a dezvăluit că telefoanele liderilor francezi erau interceptate de Statele Unite ale Americii. Pe scurt, Franța și Germania, inițiatorii istorici ai Uniunii Europene, cele două mari puteri economice, cedează și urmează linia hotărâtă la Washington. Iraționalitatea Uniunii Europene ar fi așadar rodul pierderii suveranității sale în beneficiul intereselor americane. Acesta este într-adevăr un factor important, dar vom vedea că și alți factori sunt la lucru, trăgând continentul în spirala unui colectiv uluitor harakiri. Să încercăm acum, în lumina alegerii istoriografice prezentate anterior, să luăm în considerare traiectoriile istorice ale diferiților actori pentru a analiza ce strategii de soluționare a conflictului le sunt disponibile. Să remarcăm însă că atunci când vorbim de actori, trebuie să distingem două clase. Cea a țărilor suverane, care păstrează deci libertatea de decizie politică și strategică, și cea a țărilor vasale, a căror putere de decizie este foarte restrânsă. Vom plasa Statele Unite ale Americii și Rusia pe primul loc, dar și China. Aceasta din urmă nu este implicată direct, dar pe lângă faptul că face cauză comună cu Rusia, va juca un rol determinant în acțiunile diplomatice care vor încheia conflictul. În cele din urmă și mai presus de toate, știe că este chiar în spatele Rusiei în lista țintelor neocon și de aceea, prin postura sa diplomatică, își apără interesele directe. Poate fi descris ca un actor angajat pe plan strategic și diplomatic, fără a fi la nivel militar. A doua clasă este formată evident din țările Uniunii Europene, NATO și Ucraina. Acestea acționează în cadrul restrâns pe care Washingtonul este dispus să-l părăsească cu ștafeta de la Bruxelles, putându-se deplasa doar marginal de la linia definită pe malurile Potomacului. Dacă un lider încearcă să se îndepărteze măcar puțin de el, este chemat brusc la ordine de releele obsecvioase ale atlantismului, așa cum arată încă o dată izbucnirea mediatică în urma declarațiilor președintelui Macron la întoarcerea din China. În a doua parte a acestui articol vom descrie fazele războiului de 100 de ani ruso-occidental și vom arăta cum se unesc ele pentru a conduce Occidentul către epoca nerațiunii în care se luptă astăzi. Vom defini apoi conflictul dintre SUA și Rusia ca acela dintre țările producătoare de bunuri și cele care le consumă și vom trage concluziile. Încheie profesorul Daniel Arnaud. Prieteni, mă opresc și eu aici, nu înainte de a vă mulțumi pentru atenție și de a vă spune că vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!